Bună seara și bine ați venit la noua ediție Actual Regional. Ediția din această seară o vom dedica învățământului militar din România, vorbind de învățământul post-liceal și învățământul liceal. O să discutăm în prima parte despre școala militară de subofițeri jandarmi din Drăgășani. Invitați în studio, avem pe domnul colonel Sorin Drăgușin, șef de catedră, și pe doamna locotenent Teodora Cinc, ofițer specialist. Bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația și bine ați venit la Actual Regional. Bună seara, mulțumim pentru invitație, cu drag oricând la dumneavoastră în studio. Bună seara și bine v-am găsit. La mulți ani, că se apropie ziua școlii, pe 1 iulie, școala de militar de subofițeri jandarmi în Drăgășani sărbătorește ce mai exact? Este un moment frumos pentru noi, ziua de 1 iulie, când vom sărbători 85 de ani de la înființarea școlii. Școala de la Drăgășani este o instituție de tradiție a învățământului militar românesc. Mai precis, este în momentul de față cea mai veche instituție de învățământ a Ministerului de Interne. Ea a fost înființată la 1 iulie 1938. Sigur, pare un trecut ceva mai îndepărtat, legat de războaiele balcanice, când în 1913 a fost înființat Regimentul 42, mai întâi în Râmnicu Vâlcea, iar un an mai târziu a fost adus la Drăgășani. Deci locația și terenul au aparținut Ministerului Apărării. Dar în 1928 a fost donat către Ministerul de Interne pentru a fi folosit de către jandarmerie. Ea poartă denumirea de Școala Militară Subofițeri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica. Nu întâmplător, pentru că Grigore Alexandru Ghica este cel care a înființat jandarmeria în 1850, domnitor moldovean, nu, primul domnitor pământean, practic, după Revoluția lui Tudor la Dumnezeu în 1821. A fost o înțelegere ca în Principat, în Moldova și în Țara Românească, să fie o domnie pe 7 ani, iar Grigore Alexandru Ghica este domnitorul din Moldova din perioada 1849-1856, iar în 1850 a înființat această structură pentru asigurarea ordinii publice. Doamna locotenent, dumneavoastră sunteți absolventă acestei școli? Da, am absolvit în anul 2015. De fapt, sunt promoția 2013-2015. Eu am prins cu 2 ani de învățământ la această școală. Sunt foarte bucuroasă că după aproximativ 6 ani m-am reîntors alături de profesorii mei, care acum sunt colegi. M-au primit foarte frumos și au reamintit de mine și sunt foarte bucuroasă că lucrez alături de ei. Ce amintiri aveți din timpul școlii? Care sunt amintirile preferate, să zicem? Am foarte multe amintiri plăcute. În primul rând, faptul că am stat acolo 2 ani de zile, mi-am format foarte multe relații de prietenie, de colegialitate. De asemenea, prin intermediul școlii am descoperit că am și calități de bună trăgătoare cu armamentul Carpați 765. Am participat și la concursurile organizate de Minister, este un campionat cu școlile post-liceale și academiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și viața aceasta de elev este foarte frumoasă și îți creează foarte multe amintiri plăcute. Este cumva mai intensă decât viața studențească, pentru că este integrată, nu? Este 100% viață în interiorul școlii, nu? Fără îndoială, este un plus de intensitate în viața unui elev la o școală militară, pentru că avem un program fix, nu? Se trezește la ora 6, se execută un program de înviorare, se execută apoi programul de pregătire cu orar. Există mult mai multă rigoare care este specifică pentru ceea ce înseamnă viitoarea profesie. Eu v-am vizitat cu un prilej foarte fericit. Am participat la un simpozion național, valențe informative ale comunicării, și am observat și această disciplină și m-am mirat, de exemplu, faptul că chiar și pe noi, oaspeții, elevii când treceau pe lângă noi, ne salutau, se opreau și ne salutau. E destul de plăcut să existe această comunicare, dar am văzut și o anumită îndrăzneală educată pe de-o parte și o poftă de viață pe care am admirat-o.
Pe care nu mă așteptam să o întâlnesc, vă spun sincer. Să-i spunem curaj, curajul de a fi util, de a face ce trebuie. Curajul de a trăi, chiar dacă vreți să-i spunem așa, vine din faptul că această profesie este una de vocație și atunci selecția face ca în școală să ajungă oameni care au un anumit profil, apoi procesul de pregătire în sine și convingerea că pot face lucruri utile pentru cetățenii ulterior. Asta îi face să fie serioși, dar în același timp și deschiși în a comunica cu, între ei în școală, cu instructorii și apoi cu beneficiarul, adică pe stradă cu cetățeanul. Există un profil, există anumite caracteristici sociodemografice preponderente ale celor care aleg școala militară. De exemplu, noi la Facultatea de Științe Sociale, la Sociologie și Asistență Socială, ne-am observat că cei mai mulți elevi vin din studenți vin din licee cu profil socio-uman. Ce profil au, de unde provin elevii școlii? Dacă puteți să-mi răspundeți la întrebare. Din toate profilurile, chiar dacă ai inclinații către partea reală, poți de asemenea să optezi pentru o carieră de jandarm, nu te oprește absolut nimic. Eu personal am urmat profilul uman la liceu. Mi-a fost mult mai ușor să dau admiterea la această școală, dar v-am spus... Ați dat admitere. Și la ce se dă admitere acum? Eu am dat la limba română gramatică și limba engleză de asemenea tot gramatică. Acum s-a schimbat puțin, s-a mai introdus și puțină legislație. Da, este o schimbare care s-a petrecut în ultimii ani. În primul rând, Teodora a prins o durată de școlarizare de 2 ani de zile. Din 2017 s-a trecut la o școlarizare pe un singur an. Asta înseamnă că au fost esențializate competențele și curriculumul, astfel încât să avem o pregătire mai intensă și mult mai pragmatică. Adică noi avem... Pregătirea, pe de-o parte, se realizează în interiorul școlii timp de 9 luni, iar 3 luni este practica, nu? Da. Avem 1300 de ore ca proces de pregătire. 48% dintre acestea se derulează într-o formulă de stagiu de practică, dar și activitățile din școală sunt tot preponderent practice. Ne interesează foarte mult să ducem formarea către competențe reale, utile jandarmilor în ceea ce urmează să îndeplinească. De la instrucția tragerii, cum spunea colega, abilități de trecător, abilități de negociator, pentru că ați observat în stradă misiuni, sunt colegi de-ai noștri care poartă o vestă pe care scrie dialog și își dezvoltă competențe de interacțiune pentru a gestiona preventiv. Se lovește întâi, se întreabă după sau e invers cum e? Se lovește, ca să folosesc termenul dumneavoastră, numai atunci când situația nu poate fi soluționată altfel. Este un principiu de acțiune, cel al proporționalității și gradualității folosirii forței. Dacă reușim, colegii noștri și tot, orice jandarm care poartă această uniformă reușește să rezolve fără folosirea forței, atunci orice folosire a forței ar putea fi considerată un abuz. Să vorbim puțin despre curiculă, da? Pentru că ne așteptăm să fie pregătiți pentru intervenții fizice, pentru poate lupta corp la corp, utilizarea armelor. Ce alte discipline mai studiază elevii în școală? Standardul de pregătire reunește 7 unități de competențe, noi așa le spunem, unități de rezultate ale învățării, practic, care reunesc comunicare și cooperare profesională, instruire militară, bazele tacticii și tehnicii operative, paza și protecția obiectivelor, asigurarea și menținerea ordinii publice, constatarea contravențiilor și a infracțiunilor și intervenția specifică în unor situații de urgență, de asediu sau în situații de război. Acestea sunt cele 7 module. Spuneți-mi, vă rog, admiterea, știu că se desfășoară puțin diferit decât la universitate sau la licee, da, la colegii naționale, după evaluarea națională are loc perioada de înscrieri, de asemenea la universități la începutul lunii iulie, după încheierea bacalaureatului, de obicei are loc admiterea sau înscrierea candidaților. Câte sesiuni aveți dumneavoastră de admitere pe an și în ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple? Care e calendarul?
Păi, fotografia momentului arată în felul următor. Este un deficit de resursă umană la nivelul Ministerului de Intern, la nivelul Jandarmeriei, ceea ce a determinat crearea unui calendar de admitere care reunește două sesiuni de admitere pe an. În ultimii ani am avut două admitere pe an, inclusiv anul trecut. Chiar în acest moment se încheie ultima etapă a unui concurs de admitere. Deci, dacă mergem pe predictibilitate, probabil că vom avea o admitere și la sfârșitul sau pe partea a doua a acestui an. Doamna locotenent, în ce constă admiterea la școala de subofițeri jandarmi? Avem probe scrise, dar și probe fizice, nu? Da, avem în primul rând examenul psihologic. După aceea urmează examenul scris și după aceea verificările sportive, examenul scris și apoi verificările medicale. De exemplu, dacă nu promovezi probele sportive, poți să mergi mai departe? Sau sunt eliminatorii? Sunt eliminatorii. Deci este o condiție să obții minim nota 5 la proba de verificare a aptitudinilor fizice. Acum de 2 ani se notează proba aceasta. Înainte era doar cu promovat sau nepromovat, acum este cu notă și nota respectivă se adună cu nota de la proba teoretică, se face o medie și aceea este media de admitere. Și cine evaluează aceste performanțe sportive? Sunteți, comisia este alcătuită din interiorul școlii sau vin din exterior? Sunt instructori specializați pe pregătire fizică din interiorul Ministerului de Interne. Elevii, cred că pentru a putea promova aceste probe, cred că trebuie să se pregătească din timp. Nu ar trebui transmis cumva un mesaj pentru cei care ar dori să se înscrie la aceste școli, că ar trebui să înceapă o pregătire sportivă din timp și că standardele sunt punctuale. Poate ar fi bine să le și spunem dacă reușim, bineînțeles. Da, văd că rulați aici pe ecran aspecte din pregătirea care se derulează în școală și se observă clar că componenta de pregătire fizică este destul de prezentă și foarte importantă. Ea poate fi dezvoltată dacă avem de unde porni și în acest sens proba de verificare a aptitudinilor fizice face o selecție. Da, cine dorește să susțină admiterea la noi trebuie să aibă o bună condiție fizică, adică un stil de viață pe care îl va duce după aceea întreaga viață, nu-i așa? Pentru că misiunile necesită o condiție fizică foarte bună. De unde pot să afle standardele exacte, probele sportive pentru admitere? Sunt publicate pe site-ul școlii și de asemenea și în mediul virtual, și pe Facebook și pe Instagram. În etapa aceasta de admitere s-a făcut și o campanie de recrutare la nivelul mai multor județe. Cred că cam toate județele au făcut campanii de recrutare. Așa că viitorii candidați nu au cum să nu afle informațiile de care au nevoie. Eu observat, de exemplu, în Craiova, că sunt din ce în ce mai multe persoane implicate în partea aceasta de pregătire. Sunt săli care s-au adaptat sau sunt instructori care fac o astfel de pregătire fizică pentru admitere la școala dumneavoastră sau la alte școli similare. Aceasta este opțiunea candidaților. Pe noi ne interesează ca nivelul de performanță pe care îl obține să fie cel corespunzător. Se poate realiza acest lucru și printr-o bună pregătire individuală, iar acolo unde se consideră că e nevoie de îndrumare, fiecare candidat poate să decidă. Noi îi încurajăm să aibă un stil de viață activ, sportiv, să poată face față acestor bareme. Practic, proba de verificare a aptitudinilor fizice constă în parcurgerea unui circuit. Și în acel circuit sunt testate și atenția distributivă în timpul mișcării, și viteza, și capacitatea de coordonare a organismului. Spuneți-mi, vă rog, de ce să aleagă cineva o carieră militară? Care ar fi beneficiile și motivația necesare pentru a deveni jandarm în România? Nu este o profesie neapărat comodă, ușoară și atunci aș răspunde la întrebarea dumneavoastră pentru că simte că îi se potrivește și că are vocație în acest sens. Este importantă această motivație intrinsecă. Apoi motivația extrinsecă vine din faptul că dobândește un statut social, poartă o uniformă militară, depune un jurământ militar, deci își asuma un statut social și pentru că, eu zic, și aceasta este foarte important, poate contribui la ceea ce se cheamă slujirea binelui, adică un climat de ordine, de siguranță, pe care ne-l dorim cu toții. Absolvenții, după terminarea școlii,
trebuie să meargă pe o piață liberă, așa cum se întâmplă cu majoritatea absolvenților de studii postliceale sau universitare, sau există un alt sistem? Acesta este argumentul pragmatic, adică cei care parcurg școala de la Drăgășani vor primi un loc de muncă, vor fi repartizați în ordinea mediilor într-una din unitățile operative ale jandarmeriei, care poate să fie mai aproape de casă sau poate să fie mai departe. Este un sistem integrat, practic, ai un număr de locuri de școlarizare coordonate sau, mă rog, corelate cu nevoile pe care sistemul le are la nivel național. Da, deci beneficiarul ne spune ce nevoie de formare profesională are, se centralizează, noi spunem ce capacitate de școlarizare avem și se organizează în felul acesta seriile de pregătire. Există și condiții de vârstă pentru înscrierea la școală? Da, condiția este vârsta minimă 18 ani, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și vârsta maximă 27 de ani, împliniți în anul în care susține concursul de admitere. În ce an ați terminat dumneavoastră școala de subofițeri? În anul 2015 am terminat. Și ce ați făcut în acest răstimp? Pentru că știu că lucrați în cadrul școlii, în cadrul unității militare din 2021. Și ați terminat, iată, un profil de subofițer și acum sunteți ofițer. Cum arată parcursul dumneavoastră de la absolvire până la angajarea în unitate? În urma absolvirii am optat pentru municipiul București. Am stat și am lucrat acolo 4 ani de zile. Am optat să lucrez în domeniul păzii și protecției instituționale. Ulterior am activat și în alte domenii, secretariat, documente clasificate. După acești 4 ani m-am mutat acasă la Inspectoratul de Jandarm Județean. Acolo am fost purtător de cuvânt 2 ani de zile. După aceea mi s-a oferit posibilitatea prin organizarea... S-a părut că vă știu de undeva. Poftim? Mi s-a părut că vă știu de undeva. Probabil că vă știu de la... Mă rog, aparițiile TV, da. Multe știri și cred că de acolo și am mai dat interviuri. După aceea mi s-a oferit această oportunitate, s-a organizat concurs cu trecerea în Corpul Ofițerilor. Am optat pentru școala militară de jandarm Drăgășani și acolo sunt din anul 2021. Spuneți-mi aceste locuri și poate mi le și spuneți câte sunt. Ele sunt... la concurs în mod egal pentru oricine se înscrie sau sunt locuri speciale pentru persoane de sex feminin și persoane de sex masculin? Fetele concurează cu băieții pentru aceleași locuri? Să spunem așa, fetele concurează cu băieții, nu. Fetele și băieții concurează toți în mod egal pe locurile scoase la concurs. În ultimele serii au fost 350 de locuri. Cel care face diferența între câte fete, câți băieți vor fi admiși, nu pot fi decât criteriile de admitere. Atât. Deci se candidează pe aceleași locuri și de către băieți și de către fete. Da. E adevărat că probele fizice fac diferența, pentru că și în misiune, și fetele și băieții trebuie să aibă aceeași capacitate de a îndeplini obiectivele. Spuneți-mi despre școală. Ce are ea special? Menționați la început că este una cu istoricul cel mai îndelungat. Cumva dacă puteți să îmbinați trecutul, personalitățile pe care le-a produs sau de-a cărei istorie sunt legate anumite nume și ceea ce se întâmplă în acest moment. Școala este cumva o îmbinare fericită între tradiție și modernitate. Spun asta pentru că așa, în 1938, la 1 iulie, școala a fost înființată la Drăgășani. Cum? Prin faptul că a fost adusă o școală de agenți de poliție de la Focșani, a fost adusă la Drăgășani și s-a dat numele de școală de subofițeri jandarmi Ioan Bengliu. Ioan Bengliu era general de divizie, era comandantul jandarmeriei din acel moment. În plus, în 1940, când am pierdut prin dictatul de la Viena Ardealul de Nord, s-a produs o retragere și acolo la Oradea era o școală care a Ministerului de Interne, care a fost mutată și ea de ofițer de poliție tot la Drăgășani. Deci are, iată, niște rădăcini interbelice. Au fost 6 promoții în perioada interbelică. Una dintre ele este cunoscută în istorie de promoția de sacrificiu. Este cea care în august 1944 a luptat în București pentru eliberarea capitalei.
A fost un context destul de încărcat atunci. Unii dintre ofițeri erau pe frontul de est, în Crimeea, aveau diverse atribuții în zona aceea. Au revenit și la scurt timp au trebuit să meargă în București să fie în tabăra cealaltă împotriva Germaniei naziste. În cinstea lor avem un monument în Cismigiu, care a fost ridicat prin contribuția cadrelor în anul 2005. Se păstrează o amintire frumoasă, o continuitate în școală. Atunci când se depune jurământul militar, spre exemplu, pe platoul școlii există o troiță care a fost realizată în perioada interbelică, în cinstea jandarmilor drăgășeneni morți în primul an al celui de-al doilea război mondial. Troița a fost arsă în 45-46, perioada în care în curtea școlii a fost încartărită o divizie mecanizată sovietică. Merită subliniat odată în plus că în perioada comunistă școala nu a funcționat. Exact, această promoție din 44 a fost ultima promoție, după care jandarmeria, știm cu toții, a fost și ea sub vremi, ca să spun așa, dar a renăscut după Revoluția din 89, iar în 95 școala a fost reînființată mai întâi la Bumbești și în 24 ianuarie, prin hotărârea de guvern numărul 54, a fost readusă la Drăgășani. Și de atunci, din 2000, înființăm în aceeași matcă istorică, tradițională. Dar ne-am modernizat. Avem clădiri care sunt încă din perioada interbelică, precum clădirea comandamentului care a fost realizată în 1928, dar avem și clădiri care au fost modernizate și care permit în momentul de față un învățământ modern. Aici chiar vedem modern. În plasmă, vedem laboratorul de limbi străine, dacă da, nu, sunt, dacă nu greșesc. Sunt 12 săli de clasă moderne, cu table interactive, cu tehnică, laborator de informatică, de pregătire pe domeniul tehnologiei informației, laborator de limbi străine, un poligon de tragere acoperit, avem și un poligon descoperit pentru tragere cu alt tip de armament, o sală de sport modernă care a fost dată în funcțiune în ultimii 2 ani. Avem toate premisele pentru a realiza un foarte bun proces de pregătire. Și intențiile noastre sunt acelea de a aduce un plus de modernitate prin proiecte, prin parteneriate pe care să le încheiem cu instituții similare, nu doar din România, ci și din străinătate, îndeoseb cu Jandarmeria Națională franceză. Aveți în program evenimente speciale pentru 1 iulie, să anunțăm acum public, poate să și facem o invitație. Premergătorile 1 iulie o să realizăm o zi a porților deschise la care ne dorim să participe cât mai mulți dintre beneficiari, mă refer la cetățeni, la copii sau poate viitorii candidați la examenul de admitere pentru a se familiariza cu ceea ce înseamnă specificul unei atmosfere ca zone de școală militară. De ce ați recomanda? Ca fost absolvent, ca actual angajat în unitatea militară în care se desfășoară și desfășoară activitatea școală. De ce ați recomanda unui tânăr să devină elevul acestei școli? În primul rând aș recomanda pentru o experiență frumoasă și unică prin intermediul acestei școli, cum am spus și mai devreme. Legi numeroase relații de prietenie, practic această școală, camarazi, cum ne spunem noi, practic, această școală devine o a doua casă, pentru că acolo stai 24 din 24 de ore. Devii mult mai ordonat, devii mult mai disciplinat, mult mai serios și începi să privești viața într-un mod mai pragmatic. Te maturizezi pe scurt și în același timp îți oferă și meseria pe care o vei practica, îți oferă un anumit statut, un respect în societate și îți aduce aportul pentru ordinea și siguranța publică a cetățenilor. Vă mulțumesc mult pentru participare, încă o dată la mulți ani și mult succes în misiunea dumneavoastră. Și noi mulțumim pentru această oportunitate și vă așteptăm la Drăgășani, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi. Mulțumim! Mulțumesc! Mergem mai departe cu un reportaj de data aceasta de la un colegiu național militar. Este vorba de Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Vorbim despre ciclul liceal. Să-l urmărim.
Pe 12 septembrie 2016, după 18 ani de întrerupere, Liceul Militar din Craiova și-a redeschis porțile sub denumirea de Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. În cei 7 ani, rezultatele elevilor vladimirești la concursurile și olimpiadele școlare și extrașcolare situează acest colegiu militar între instituțiile de elită ale învățământului craiovean și național. În momentul de față, am gradul de elev sergent. În mod normal ar trebui să fiu elev caporal, conform anului de studiu, doar că am fost avansată datorită rezultatelor obținute la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească, unde am obținut premiul 3 la etapa națională. Sunt din Calafat, din județul Dolj, și pentru mine a fi elevă la liceu militar pot să spun că a fost un adevărat vis. M-am hotărât în clasa a 7-a să dau la liceu militar. Și cu destule eforturi am reușit să intru aici. Și cum este să fii elev aici? Este destul de complicat, dar în același timp este și foarte frumos. Avem destule îndatoriri, dar avem și foarte multe lucruri de care putem să ne bucurăm. Ce îți dorești să se întâmple în viața ta după absolvirea colegiului? Mai departe, aș dori să continui studiile superioare la Academia Forțelor Aeriene, la Brașov, dar nu am decis încă arma pe care doresc să o urmez. Ai și anumite hobby-uri sau pasiuni? Da, în timpul liber îmi place foarte mult să citesc, mai ales în natură, și chiar pot să fac acest lucru aici în liceu, deoarece avem o curte foarte mare și părculețul, cazul în care l-ați observat, este foarte frumos, mai ales primăvara. S-au creat și prietenii aici pe perioada studiilor? Da, bineînțeles. Colectivul este foarte unit și mai ales colegii de clasă, deoarece stăm atât de mult timp împreună, aproape 10 ore. Tot timpul suntem foarte uniți și ne ajutăm unii pe ceilalți. Ai întâlnit pe perioada studiilor și unul sau mai mulți mentori? Da, bineînțeles. Și o să încep cu doamna mea dirigintă, doamna mea profesoară de istorie, care în primii ani m-a călăuzit, pot spune, dar și doamna mea profesoară de română. Au avut importanță acești oameni în viața ta? Da, nu doar că m-au susținut din punct de vedere al învățatului, să spun, dar și așa pentru, am dat să zic, un boost de energie în zilele în care simțeam că am obosit și că nu mai pot. Sunt din Ploiești, județul Prahova. Originar sunt din Republica Moldova, dar m-am mutat în România acum 4 ani. Și de acolo am vrut să vin la liceu militar aici. Am muncit mult de atunci și am intrat aici, cu puține efort. În Ploiești, ce școală ai absolvit înainte de colegiu? Școala gimnazială Rareș Vodă, acolo. Au mai încercat și alți colegi să intre, dar am fost singurul care a reușit de acolo. Și sunt foarte mândru de mine și conducerea de acolo e foarte mândră de mine. Ai muncit mult pentru a fi admis la colegiul militar? Da, am muncit mult. Am făcut antrenamente de mult pentru a da probele și traseu aplicativ și la școală m-am pregătit foarte mult. Dar de ce ți-ai dorit un colegiu militar și nu alt fel de liceu? Am o rudă care e în acest domeniu și am vrut foarte mult să fiu aici. Să fiu ca el, ca unchiul meu. Ce grad ai acum? Sunt elev fruntaș. Eu nu sunt avansat, sunt doar elev fruntaș, conform anului de studiu. Și ce performanțe ai obținut până acum? Am venit anul trecut, n-am avut nicio performanță, dar anul ăsta am muncit foarte mult și am reușit să iau locul 2 la UNSS-uri, la 1500, la Spartachiadă, care e olimpiada între licee militare. Am reușit să iau locul 1 la fel la 1500, locul 1 la 800, locul 3 la ștafetă 4x400 cu echipa de ștafetă și locul 3 la triatlon. Triatlonul care e o probă formată din tras, aruncat cu granada și alergare, 2000 de metri. Da? E ceva. Ce vrei să urmeze după absolvirea colegiului militar în viața ta? După ce absolvesc aici, aș vrea să mă duc la Academia Forțelor Terestre, să continui cu sportul și acolo. Și dar mă gândeam decis. Provin din Caracal și am ales să vin la acest liceu datorită tatălui meu, care mi-a inspirat încă de mic această dorință, povestindu-mi aventurile sale din armată.
A fost dificil să fii admis aici? Pentru mine nu a fost așa dificil, întrucât m-am pregătit cu mult timp în urmă pentru proba de admitere scrisă, însă probele sportive au fost destul de dificile, luând în calcul alergarea, care nu e punctul meu forte. Ce rezultate deosebite ai obținut până acum? În acest an școlar, cu ajutorul doamnei profesoare de informatică, am reușit să obțin al patrulea loc, prima mențiune, la Olimpiada Națională de Tehnologie a Informației, care s-a desfășurat la Târgoviște, fiind o experiență de neuitat. Ai fost și recompensat pentru acest rezultat? Desigur, gradele pe care le observați acum sunt mai mari decât ceea ce ar trebui să am la momentul actual. Fiind în clasa nouă, ar trebui să nu am deloc grade, dar am grade de elev fruntaș. Ce vrei să urmeze după absolvirea acestui colegiu? După absolvirea Colegiului Național Militar, aș dori să dau la medicină militară, e visul meu, și sper că voi reuși să devin un medic de succes. În anul școlar 2022-2023, elevii Vladimirești, sau Pandurii, cum ni se mai zice, au obținut premii și mențiuni la etapele naționale ale Olimpiadelor de Religie, Istorie, Cultură și Spiritualitate și Tehnologia Informației, la care se adaugă premii și mențiuni la etapele județene. A șasea promoție de absolvenți, denumită General Constantin Chirițescu, cea de anul acesta, va încheia studiile liceale în această lună, după care tinerii vor susține admiterea la instituțiile superioare militare din țară. Continuăm discuția despre Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Craiova. Am invitat în studio pe doamna Ioana Lădaru, purtător de cuvânt, și pe Andra Moraru, elev plutonier adjutant. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația. Noi vă mulțumim pentru invitație. Ce se întâmplă în acest moment la colegiu? Pentru că nu toată lumea știe că admiterea nu se face ca la celelalte colegii naționale sau licee, doar pe baza rezultatelor de la evaluarea națională. Cum are loc admiterea la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și în ce etapă se află în privința calendarului? La colegiile naționale militare sunt mai multe etape. Prima este cea de recrutare, unde candidatul se prezintă la centrele militare județene, însoțit de un părinte. Apoi cea de selecție, probe sportive, testare psihologică și vizita medicală. Toate se desfășoară între ianuarie și martie, s-au încheiat undeva după 20 martie anul acesta. În mai a avut loc testul de verificare a cunoștințelor. Candidații pentru colegiile naționale militare susțin un test de verificare a cunoștințelor, 30 de întrebări, test grilă, 10 algebră, 10 geometrie, 10 limba și literatura română, la care trebuie să obțină minim 6. Fiecare dintre întrebări este notată cu 0,3 puncte, 30 de întrebări 9 puncte, cu unul din oficiu 10. Punctele se transformă în note. Dacă au luat peste 6, atunci rămân în cursa pentru colegiile naționale militare. Ei susțin evaluarea națională împreună cu colegii lor și media pentru repartiția aceea pe bază de coduri în învățământul civil se face pe baza mediei de admitere. Pentru colegiile militare se numește medie finală de admitere, care medie finală de admitere este formată din 80% testul acela de verificare a cunoștințelor pe care ei îl dau pentru învățământul militar liceal, susținut în mai, și doar 20% media de la evaluarea națională. Această repartizare, deci până la urmă ultima etapă de admitere este puțin impropriu spus, e o repartizare computerizată în funcție de medii și opțiuni, pentru că de ce de opțiuni? Indiferent de unde ai domiciliu, tu ca și candidat la colegiu militar, ai dreptul, chiar dacă locuiești în Craiova, vrei să te înscrii la Câmpul Lung Moldovenesc, ai prima opțiune Câmpul Lung Moldovenesc. Și în funcție de medii și opțiuni, de îndată după publicarea rezultatelor finale la evaluarea națională, 4-5 iulie, și iată, suntem pe drumul cel bun, se pare că acest calendar al examenelor naționale în acest an școlar se păstrează, așa cum a fost publicat inițial de Ministerul Educației,
4-5 iulie are loc această repartiție în funcție de medii și opțiuni. Cine nu a intrat la Colegiul Militar și a susținut testul de verificare a cunoștințelor, are timp suficient. Este un apel pe care, sau un mesaj pe care îl transmitem părinților, în primul rând acestor elevi. Aveți timp de la data la care noi publicăm rezultatele finale de admitere în învățământul militar liceal, este valabil pentru toate cele 5 colegii militare din țară, nu doar pentru Craiova, pentru a face fișa cu codul Țineți-vă și opțiuni. Ideea și aș vrea să le menționați și pe celelalte, dacă Constanța, puteți. Câmpul Lung Moldovenesc, Alba Iulia, Braza, Craiova. Acestea 5 sunt la nivel național. Și acum terminați-vă ideea. Au timp suficient să-și depună fișa cu codul și opțiuni pentru repartiția computerizată a copiilor în învățământul civil. Nu rămâne nimeni pe din afară, dintre cei care sunt candidați la colegiile naționale militare. Andra, ce școală gimnazială ai absolvit tu? Școala gimnazială Eugen Ionescu din Slatina. Ce te-a împins, ce te-a mânat în luptă, ca să zic așa, ce te-a determinat să faci această alegere, această opțiune pentru a urma o carieră militară, mă rog, pentru a urma un colegiu național militar? În clasa 8-a s-a organizat la școala mea o excursie chiar la acest liceu, la Liceul Militar din Craiova, și m-am îndrăgostit de tot ceea ce se întâmplă acolo, de o zi din viața elevilor de liceu militar, de modul în care interacționează, de felul de a se purta, și îmi place foarte mult uniforma. Foarte frumoasă, într-adevăr. Ce ai de gând să faci? Tu ești în clasa 12. Urmează bacalaureatul. Da. Și eventual studii post-liceale sau universitare. Ce planuri ai pentru mai departe? Îmi doresc să intru la Academia Tehnică Militară, la calculatoare. Oh, succes! Mulțumesc! Trebuie să precizez că Andra este o absolventă de clasa 12 cu media 10. Felicitări! Mulțumesc! Este absolventă de clasa 10, de clasa 11 cu media 10 a Colegiului Național Militar. Toți elevii primesc 10? Nu, doar Andra a alergat mai repede și i-a prins pe toți. Și este unul dintre copiii olimpici, un copil foarte bun și care a reușit să se impună, așa cum vedeți. Are și niște grade pe umăr, Andra. Plutonier, nu? Ajutant. Plutonier ajutant. Și cine e plutonierul pe care îl ajuți? Sau nu e? Se găseam altceva, nu? Cadrele militare. Da, e un grad. Da. Da, sunt grade onorifice pe care elevii le primesc conform anului de studiu. În clasa 9 sunt elevi, intra 10 sunt fruntași, intra 11 caporali și intra 12 sunt sergenți. Însă elevii cu merite deosebite au grade mai mari, iar gradul de elev plutonier ajutant este cel mai mare grad onorific pe care îl poate purta pe umăr un elev de colegiu militar. Și a recâștigat destul de repede prestigiu Colegiul Național Militar, comparându-l cu liceul militar, care pentru o perioadă de timp nu a mai funcționat în Craiova. Da, din păcate în 98 a fost închis liceul militar Tudor Vladimirescu, iar în 2016 s-a reînființat Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. El avea sediu pe actualul teritoriu, nu știu cum să-i spun, al Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova, în Brestei, pe strada Brestei. Îmi amintesc când eram elev în gimnaziu, acum 100 de ani, să zicem, că să mergi la liceu militar era așa o țintă, poate cea mai înaltă. Era la fel de greu să intri la colegiul militar ca și la celelalte colegii de tradiție, Frații Buze sau Carol I. Mediile erau foarte, foarte înalte la admitere. Și iată, într-un timp foarte scurt, colegiul se bucură de un prestigiu similar, poate chiar și mai bun, dacă ne raportăm la baza materială. Asta e părerea mea. Acum, nu știu, contraziceți-mă dacă greșesc. Nu vă pot contrazice și
A fost o muncă destul de complicată și de grea. În 2016, când s-a reînființat prin transformarea unui batalion, adică transformă o unitate militară într-o unitate de învățământ, începuturile au fost foarte grele din toate punctele de vedere, pentru că de la arătător și de la hartă, cum spun eu, până la tablele inteligente, totul a trebuit făcut de la zero. Nu exista nimic. La ora actuală, au fost ani de zile în care activitatea colegiului s-a desfășurat în două sedii. Unul pe strada Vasile Alexandrii, celălalt pe bulevardul Nicolae Romanescu, cu destui de mulți kilometri între cele două sedii. Da, și cred că era accesul pe partea aceasta spre Făcăini, nu știu ce mijloace de transport în comun sunt. Nu. Și știu că există. Elevii au stat acolo, au mâncat acolo, au dormit acolo și au desfășurat activitățile de învățământ acolo. Cadrele didactice și cadrele militare, parte dintre ele, erau cele care... Luna era la acel blocaj de la târg. Cumplit. De la zilele Făcăi. De luni erau cele mai grele pentru cei care aveau ore dimineața acolo, cadrele didactice. Dar interesant că sediul actual și unic de altfel este în mijlocul orașului. Este pe strada Vasile Alexandrii. A fost o investiție cu o valoare foarte mare, iar dotările și condițiile sunt... spunem noi și nu cu falsă modestie sau nu că am fi lipsiți de, avem imagini de care modestie, să susțină... sunt absolut senzaționale și dotările și fiecare elev are propriul lui laptop pentru a lucra, tablele inteligente, totul în favoare. Imagini în interior? Acestea sunt imagini de pe un hol de clasă, aici dintr-o sală de clasă sunt aceste imagini din noul sediu. Andra, care sunt locurile tale preferate în colegiu? Părculețul. Este foarte multă natură și mă simt mult mai bine în natură. Prefer să mă duc acolo să învăț, în special la română, pentru că se apropie bacul și... La română mai avem și tot felul de metafore cu păsărelele care cântă, cu da? Soarele care apune, da, e se potrivesc. Potrivit, da. Cum este să fii internată, sau nu știu care termenul specific corect pentru a locui, pentru că înțeleg că nu există altă opțiune. În momentul în care devii elev al colegiului, trebuie să locuiești în interiorul colegiului, să mergi la căminul lui și să ai un program special ca într-o unitate militară. A fost destul de greu la început, pentru că aveam totuși 14 ani, plecasem de acasă, să nu mai fie părinții lângă mine, însă m-am acomodat foarte repede și pot spune că îmi place chiar foarte mult. Pentru că dai de situații noi și de persoane noi și astfel colegii de cameră mi-au devenit o familie. Este a doua mea familie. Pot spune că îi sun mai des când sunt acasă pe ei decât îmi sun familia când sunt plecată. Și simt că într-un fel poate mă descurc pe cont propriu, pentru că toate lucrurile pe care le fac părinții acasă trebuie să le fac singură la liceu. Cum simți vara, când nu mai există această constrângere, acest program, să zicem, și ești liberă, poți să mergi pe stradă, poți să mergi în oraș dacă îți dorești, să vizitezi o prietenă? Este mai multă libertate, însă mă trezesc tot în jurul orei 6, 7, maxim 8, nu am ce să fac, așa m-am obișnuit. Am un program organizat și acasă, pentru că pur și simplu așa m-am deprins să organizez ziua. Știu când trebuie să mă apuc de scris, știu când trebuie să mănânc, știu când trebuie să fac absolut orice. Care este secretul acestei discipline? Vă mărturisesc că la universitate avem posibilitatea și la televiziune să colaborăm profesional cu diverse categorii profesionale și la militar am observat tot timpul că sunt punctual, vin la timp, dacă spun un lucru, lucrul ăla se întâmplă. Cum se formează această disciplină? Știți că până la... Secret. Nu este secret, dar regulile. Atâta timp cât există reguli,
și cât oamenii sunt conștienți că respectarea acestor reguli duc la niște rezultate. Regulile și performanțele preună, probabil. Da, duc, pe de o parte, respectarea acestor reguli duc la finalitatea despre care dumneavoastră vorbeați, pe de o parte. Pe de altă parte, că sunt acolo pentru a învăța carte și tot timpul li se explică, sunt 4 ani de zile în care dacă tot ai plecat de acasă și dacă tot nu-ți face mama patul și ți-l faci singur și trebuie să te trezești la 6 dimineața să ai înviorare și să te încadrezi într-un program, măcar să-l faci cu un scop. Această conștientizare și faptul că noi suntem tot timpul aproape de ei și le vorbim foarte mult, în primul rând. Comandantul unității și directorul școlii este domnul Gheorghe Boboc, iar directorul adjunct este domnul Zanfirică Petrescu, un nume foarte cunoscut în învățământul preuniversitar din Dolj, cel puțin, dacă nu și mai departe, dumnealui fiind o perioadă lungă de timp directorul Colegiului Național Frații Buzești. Care este managementul, care este viziunea managerială pentru Colegiul Național Militar? Viziunea managerială pentru orice colegiu, dacă discutăm, este să ai în momentul în care îți vin copii, niște copii foarte buni și încerci să crești media de admitere cât mai mult, să investești foarte mult în ei, atât din punct de vedere al dotărilor și a ceea ce le oferi, dar și din punct de vedere al factorului educațional, al pregătirii și al calității cadrelor didactice pe care le ai și care lucrează cu copiii. Examenul național de bacalaureat să fie cu o promovabilitate de 100%, așa cum are Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu de la reînființare până în prezent. Felicitări! Și mulțumim! Și admiterea la lor în instituțiile militare de învățământ. Deci o continuitate. O continuitate. Pentru a putea justifica într-un fel toată investiția pe care statul român o face în pregătirea elevilor de liceu. Da, tocmai că Ministerul Apărării investește în acești elevi, ei se pregătesc pentru instituții militare de învățământ superior sau instituții militare de învățământ post-liceal. Au posibilitatea, dacă doresc, dintr-un motiv sau altul, să urmeze o școală civilă? Nu. 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 E un contract, e un angajament. Este un angajament care la 14 ani, când se matriculează în clasa a noua, ei îl semnează, au obligativitatea să ia examenul de bacalaureat maxim din a doua sesiune, dacă nu vor plăti toate cheltuielile de întreținere. Așa era și înainte. Pe perioada celor 4 ani. Dacă au 2 corijențe, sunt declarați incompatibili cu sistemul militar de învățământ liceal și trebuie să-și ia transferul într-o instituție de învățământ civil. Adică ori înveți, ori nu pierdem timpul. Foarte bine. Andra, povestește-ne cum arată o zi din viața ta în colegiu. Ce pasiuni ai? Cum îți împarți timpul între obligațiile legate de școală și alte preocupări specifice unui adolescent? Prefer să le îmbin decât să le împart. Adică să învăț împreună cu prietenii și, da, din când în când ne oprim și râdem sau mai facem glume. Îmi place foarte mult să mă plimb prin cazarmă, pentru că e extraordinar de multă natură. Și imaginez că ai învățat toate locurile care pe unde să nu. Da. Le știi cu ochii închiși, probabil. Da, da. Nu aveam cum altcumva. Deși abia în septembrie am venit în această locație, deja o știu extraordinar de bine. În ce constă o zi a voastră? Începe cu înviorarea, nu? Aveți înviorare în fiecare zi? Da. Deșteptarea este la ora 6, după avem înviorarea, un timp în care să ne pregătim și să pregătim spațiile. Trebuie să fie întotdeauna curat. Avem masa de dimineață, raportul și inspecția de dimineață, după care începem orele. Umblați tot timpul echipați, nu? Da. Întotdeauna suntem în uniformă, iar la orele de sport avem un training specific. După orele de curs, este din nou un raport
în care comandantul de companie ne transmite anumite informații, după care masa de prânz și un timp liber, pe care de obicei îl folosesc ori învățând, ori odihnindu-mă. Aveți sau... voi cu telefoane? Da. În camere? Da, dar este acel program de la prânz în care avem voie, în rest nu. Și seara? Și seara după apelul de seară, de la ora 9 până la ora 10 când este stingerea. Iar după amiaza, clasa 12 are consultații, pregătire pentru examenul de bacalaureat și admitere. Cont de Facebook, Instagram? Avem. Ah, aveți, ok. Avem. Apropo de clasa 12, cursurile s-au încheiat pentru clasa 12, elevii sunt în vacanță, elevii militari sunt în cazarmă. Este Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu are organizat un program intens de pregătire pentru examenul național de bacalaureat și pentru admiterea în academiile militare. În toată această perioadă copiii este nu au plecat acasă pentru că, și vor pleca. Gândiți-vă că ceilalți copii fac meditații de obicei în perioada aceasta și atunci statul să-ți ofere și școala să-ți ofere această pregătire și să-ți ducă grija într-un fel și să-ți creeze un program reprezintă cu siguranță ei un avantaj. Ei au venit bine, nu punem vacanțe, nu luăm în calcul, dar generic vorbind au venit la 1 septembrie și clasa 12 va pleca din Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu pe 28 iunie, după ce vor susține proba la alegere, ultima proba examenului, scrisă a examenului național de bacalaureat. Aveți o festivitate de da, absolvire? Da, mâine pe 15. Mâine pe 15 are loc festivitatea de absolvire a anului, de încheiere a anului școlar 2022-2023, iar pentru clasa a 12-a, seara de miercuri 14, tot timpul seara dinaintea festivității de închidere, este una specială, că este ultimul apel de seară. Și banchet se organizează sau... Am avut banchet, că nu mai țin minte. Am avut. Da. Am avut banchet. Și cum este festivitatea? Dată. Chiar am avut o discuție ieri despre festivism. Și cineva spunea că suntem mult prea festiviști, dar în același timp eu am observat în alte școli din alte țări că nu cred că ajungem la un nivel de festivitate care să dea și o trăire la fel de înaltă ca și momentul respectiv. Poate că se pune foarte mult accentul, nu știu, pe fotografii sau pe altceva. Nu știu cum se întâmplă la dumneavoastră, că oricum aveți toate lucrurile organizate, dacă festivitatea e ceva deosebit. În ceea ce privește festivitatea de absolvire, elevii claselor a 12-a au avut deja festivitatea de premiere când s-a încheiat situația școlară, s-au acordat premiile și mențiunile și festivitatea de absolvire a constat în o adunare, da, cu toată lumea, cu profesorii diriginți și la ei există tocă și la ei există eșarfă pentru că și ei sunt copii și își doresc aceste momente. A existat balul absolvenților. În ceea ce privește festivitatea de încheiere a anului școlar, acolo lucrurile se îmbină puțin cu un ceremonial militar. Adică totul începe cu introducerea drapelului în formație, așa cum este la armată, se face predarea primirea cheii colegiului, elevul plutonier ajutant de anul acesta, către elevul plutonier ajutant de anul viitor, cu mesaje pe care și le transmit unul altora și, normal, mesaje pentru întreaga... Poate reușim anul viitor să filmăm această festivitate, ar fi frumos. Cu mare drag. De asemenea, sunt invitați și dintre absolvenți, absolvenții Colegiului Național Militar, iată deja absolvenți care sunt ofițeri ai Armatei României. Pentru anul viitor, pentru că înscrierile, și aceasta ar fi ultima întrebare, ce mesaj le transmiteți, o să începem cu tine, Andra, încheiem cu dumneavoastră, ce mesaj le transmiteți celor care acum sunt în clasa a 7-a și anul viitor vor putea să-și îndrepte privirea către Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Craiova? Să se informeze, să încerce să contacteze alți elevi
și să înțeleagă ce reprezintă viața într-un colegiu național militar. Pentru că este mult mai frumos și avem parte de cu totul alte trăiri decât am putea trăi într-un liceu civil, într-un liceu normal. Zic că e greu. Nu este greu. Mie nu mi s-a părut greu și regret într-un fel că termin. Sunt foarte emoționată și nu o să plâng de acum. De miercuri, 14 seara. Este frumos. Este foarte frumos. Au fost 4 ani minunați. Și nu pot decât să recomand. A răspuns și pentru dumneavoastră. Nu, cât eu timp... recomand să pună mâna să învețe. Pentru că trebuie să fim foarte serioși și mai ales recomand părinților să lase copiii să-și aleagă ei. Cine spune că este ușor în colegiul militar, ea vede din perspectiva ei și ea a fost un copil care și-a dorit. Dar în momentul în care ea nu se vede decât pe ea, eu văd 550 cât am în fiecare zi. Vă păstrați ideea și data viitoare o încheiem, că am rămas fără timp. Vă mulțumesc mult și noi vă mulțumim. Succes! Ediția din această seară, pe data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră, la revedere!